Stimați oaspeți, onorat popor, povestea ce urmează, într-un divin decor, e despre personaje ciudate și obscure. Ce bucurii și lacrimi au trebuit să îndure. În noaptea asta lungă, ce tocmai se concepe, vom deșira cântări, posibil unele să înțepe. Un scurt șirac de fapte, ce au în centrul lor doar două personaje și al lor popor. Un individ minuscul, ce umblă prihănit, cu provocări în față, de gânduri istovit. Pământul să-l străbată, de dragoste dihnit, îmbrățișând adesea minciuni ce l-au mâhnit. Al doilea personaj, în semeția sa, e tot căzut pe gânduri, doar că altundeva. Acolo sus în ceruri veghează ponosit, sperând cumva că totul nu este irosit. Dorind să-l întâlnească pe cel mic și pierdut și să-i însufle viață dintr-un alt fel de lut. El vrea doar să repare ce alții au stricat, dar într-un fel în care nimeni n-a încercat. Acum vă las pe voi încet să cugetați povestea celor doi, atent să o urmați, precum și a lor pas și chiar a lor cuvânt, precum în cer, așa și pe pământ. Thank you.